Mă numesc Gheorghe Mihail și în acest clip vreau să vă pun înainte două versete care sunt greșit interpretate de foarte mulți oameni. Și aceste versete sunt interpretate greșit deoarece acești oameni care interpretează greșit aceste două versete nu au o perspectivă clară cu privire la Evanghelie, nu au o perspectivă clară cu privire la justificarea prin credință sau să fii socotit, neprihănit prin credință sau cu alte cuvinte să fii găsit drept în ochiul lui Dumnezeu nu prin faptele tale, ci prin faptele altuia, prin viața altuia, adică prin viața Domnului Iisus. Deci, repet, dacă aceste două versete, dacă vreți să știți cât de bazat este un om, ce fel de evanghelie crede un om, dacă el crede cu adevărat că este socotit drept doar prin jertfa Domnului Isus, puneți înainte aceste două versete și veți vedea o mulțime de oameni, evanghelici, penticostali, baptiști, etc. Și vă vor da interpretarea greșită, deoarece ei au o perspectivă greșită cu privire la Evanghelie. Iată versetele. Și când stați în picioare, Marcu, capitolul 11, versetul 25. Și când stați în picioare, de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Puteți să ascultați multe interpretări care spun literal, dacă tu nu ierți, pur și simplu Dumnezeu nu ți-arte nici ție toate păcatele tale. Și cineva spunea că Dumnezeu ia toate păcatele noastre, le aruncă în fundul oceanului, în fundul mării, dar dacă tu nu ierți, le scoți de acolo. Zic, wow, Dumnezeu este tare, puternic să le arunce tocmai până în fundul oceanului. Dar tu cobori acolo imediat cu un submarin și le scoți. Nu asta spune pasajul. Mulți alții spun, îți pierzi mântuirea, literal. Deci acesta este un pasaj pe care ei îl folosesc. Dacă tu nu ierți, nici Dumnezeu nu îți va ierta ție păcatele tale. Acum, să privim la ce spune acest text și vreau să vă fiu de ajutor. Vreau să vă pun înainte ceva care să vă facă să vă gândiți: dumneavoastră chiar este așa? Puteți să citiți în același timp pasajul paralel din Matei, capitolul 18, și veți vedea care este contextul acolo. Veți vedea că se folosește de multe ori cuvântul fratele, 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 inclusiv se folosește cuvântul biserică, ceea ce. Ne face să înțelegem că este într-un context al congregației, al bisericii. Așadar, primul lucru. Acest pasaj nu se referă la necredincioși. Recent am auzit: Dacă nu iertați nici Tatăl vostru care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Se referă la credincioși și la necredincioși. Nu, nu este adevărat. Aici nu se referă la necredincioși. Se referă strict la credincioși. Și aceasta, acesta este un lucru foarte important ca să puteți să înțelegeți ce spune pasajul. Repet, se referă strict la credincioși. Și tu poate îmi spui, da, dar cum argumentez lucrul acesta că pasajul din fața noastră se referă strict la cei credincioși, doar la cei credincioși. Iată ce spune. Când stați în picioare și vă rugați, și un credincios și un necredincios poate să roage. Un necredincios care este mort în păcatele lui, fie că este un fals proroc, fie că este înșelat, fie că este ar, ca, orice ar fi, el poate să roage. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Acum. Iată ce zic eu. Este vorba despre un credincios, și Dumnezeu îi spune să ierți orice ai împotriva la oricine, fie că e împotriva la un necredincios, fie că e împotriva la un credincios. Ceva să ierți. Pentru ca, zice, pentru ca, iată motivul pentru care trebuie să iert, pentru ca și Tatăl vostru. Gândiți-vă. Aici îi spune, haideți să luăm o persoană, să-i punem un nume, Petre, de exemplu. Să spunem, Petre este o persoană necredincioasă. Să-l aplicăm la el și cam așa, ar suna, cam așa ar suna acest verset pentru el, pentru Petre. Petre este un om necredincios care nu-l iubește pe Dumnezeu, nu este un om mântuit. Cam așa ar suna pentru un necredincios. Petre, când stai în picioare și te rogi să ierți orice ai împotriva cuiva pentru ca și tatăl tău care este în ceruri să-ți ierte greșelile tale. Vedeți anomalia? Anomalia este că Dumnezeu nu este tatăl celor necredincioși. Dumnezeu, repet, nu este tatăl celor necredincioși. Dar dacă îl punem în contextul unui credincioși, ce numim Ioan, când stai în picioare, Ioan, și te rogi să ierți orice ai împotriva cuiva, pentru ca și tatăl tău să-ți ierte, tatăl tău care este în ceruri să-ți ierte greșelile tale. Deci este foarte important să înțelegem că limbajul din acest pasaj unde spune Tatăl vostru se referă strict la cei credincioși. Aici Dumnezeu vorbește unui credincios, vorbește bisericii și spune Iartă, eu sunt tatăl tău, iartă. Unui om necredincios, Dumnezeu nu-i spune când stai în picioare și te rogi. Rugăciunea celui necredincios este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. El a repetat ca tată pe diavolul cel necredincios. Dumnezeu îi spune lui, pocăiește-te și crede în Evanghelie. Un necredincios poate să ierte orice, orice lucru, poate să ierte pe toate persoanele care au păcătuit împotriva lui și totuși el are toate păcatele neiertate. Toate! Repet, un necredincios poate să ierte pe oricine, pe toți, și totuși să aibă toate păcatele lui neiertate. Dumnezeu nu iartă nicio greșeală. Așadar, înțelegem că este vorba strict despre un credincios. Pentru că doar credinciosul îl are pe Dumnezeu ca tatăl. De aceea spune și în versetul 26, dar dacă nu iertați, nici tatăl vostru. Puteți să căutați în original, înseamnă exact același lucru. Nici Tatăl vostru. Și este un singur Dumnezeu și Tată al celor credincioși. Cei necredincioși, după cum spune Scriptura, Tatăl lor este diavolul. Citiți întâi Ioan, cei ce trăiesc în păcat, l-au ca tată pe diavolul. Așadar, pasajul nu se referă la cei necredincioși. În al doilea rând, pasajul, pasajul nu spune că acest credincios își va pierde mântuirea, nici nu menționează cuvântul mântuire, pasajul nu spune că persoana respectivă, credinciosul respectiv, din nou, aduce din marea uitării toate păcatele asupra lui. Pasajul nu spune nimic din lucrul acesta, ci spune, dar dacă tu nu ierți, tu Ioan, care ești un copil al lui Dumnezeu, dacă tu nu ierți, atunci când cineva a păcătuit împotriva ta, și peste tot în Scriptură avem îndemnuri unde Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne spune iertați-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Trebuie să iertăm. Dar dacă nu ierți, ce se întâmplă dacă nu ierți? Zice nici tatăl tău, din nou repetă, nici tatăl tău îți este tată. Noi suntem deja într-o stare de har. Noi suntem deja într-o relație cu Dumnezeu. El ne este tată. Și ce se întâmplă dacă tatăl dacă noi nu iertăm, ne spune tatăl nostru, repet, înțelegeți bine aici, este vorba despre un om, despre un credincios care este într-o relație cu Dumnezeu. I-a dat dreptul să se numească copila lui Dumnezeu și el este cu adevărat copila lui Dumnezeu. Noi suntem în viață, această stare nu se schimbă, nu poate fi schimbată. Așadar, îi spune fiule, dacă tu nu ierți, nici tatăl tău sau nici eu nu îți voi ierta greșelile. Contextul spune, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, este clar, este vorba despre rugăciune, Petru văzuse că Domnul Iisus blestemase acest smokin, acel smokin și Domnul Iisus îi spune, dacă ați avea credință atunci când vă rugați, dar poate să vă împiedice ce ceva ca rugăciunile voastre să fie ascultate. Și acesta este lucru, acesta unul dintre lucruri Rugăciunea ta zice când stați și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți. De ce? Dacă tu stai în picioare și te rogi Dumnezeu, Tatălui tău, și tu ai ceva împotriva cuiva, sau este un frate pe care nu l-a iertat, acest lucru poate să împiedice rugăciunea. ta. întia Petru 3 cu 7, pentru că Scriptura se explică cu Scriptura, spune bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Zice, soților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelegere cu soțiile voastre, dând cinste soției ca unui vas mai slab și ca unora care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Din acest pasaj, probabil cel mai mult nu mai spun că mântuirea și-o pierde dacă nu se poartă cu înțelepciune cu soțiile lor. Și spune, rugăciunea ta nu va fi ascultată. Același lucru spune în Marcu, capitolul 11. Acesta este doar un exemplu, acum, unde spune că nici Tatăl vostru, nu vă va, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Faptul ca Dumnezeu să nu mierte -mi o greșeală, un păcat sau o neiertare, poate ajunge chiar la pedeapsă. Citiți în Tia Corinteni, chiar dacă... Cazul este diferit acolo, unii dintre ei luau cina Domnului într-un chip nevrednic și dacă citiți acolo vă veți da seama că era un lucru grav pentru că mulți dintre ei erau bonlavi, alții chiar muriseră pentru că făcuse lucrul acesta, disprețuiau disprețuiau pe ceilalți frați și chiar nu îi mai vedeau ca frați. Luau un chip nevrednic cina Domnului. Ce înseamnă? Nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Țineți minte, Tatăl vostru. În Evrei, capitolul 12, versetul 6, zice așa. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Domnul, ca un tată bun, bate cu nuiaua pe orice fiu. Acum, un tată bun nu bate niciodată cu nuiaua pe un fiu atunci când este ascultător și acela ar fi un tată nebun. Acum, Domnul Iisus ca un tată, Dumnezeu ca un tată bun ne spune că el pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neau pe orice fiu pe care îl primește. La asta se referă, nici el nu vă va ierta greșala. Pentru că tu o ții una și bună, nu vreau să-l iert. Nu vreau să-l iert. Și Dumnezeu te va pedepsi. Dumnezeu te va bate cu nuiaua. Într-un fel sau altul Dumnezeu te va pedepsi pentru faptul că nu vrei să ierți, pe lângă faptul că rugăciunea ta va fi împiedicată. Așadar, acest pasaj ne spune exact lucrul acesta. Nu vorbește despre faptul că să pierdem mântuirea, ci vorbește despre faptul că Tatăl nostru, pentru că noi suntem într-o relație cu Dumnezeu, El este Tatăl nostru și această relație nu poate fi ruptă. Pentru că El este Tatăl nostru. Dacă noi nu ierdăm, pe lângă faptul că rugăciunea noastră este împiedicată, Dumnezeu ne va pedepsi. Nu ne va ierta greșeala respectivă. Asta nu schimbă poziția noastră. Asta nu schimbă starea noastră. Deci, fiindcă suntem socotiți drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, Dumnezeu ne este Tată, și chiar dacă ne bate cu nu iau El, tot ne este Tată. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Noi suntem într-o stare de har. Gândiți-vă!